Ca și gândul meu, când trece peste timpul petrecut, tu ești mută, eu sunt mut. A ta rază mult senină, printre nori vine la noi, pulbere de lacrimi fină, pe-al durerilor șuvoi. Lună cu lumină rece, tu ești mută, eu sunt mut. Dă-mi un strop de veșnicie să mă învețe cum să uit dorul cel adânc cât valea. Tu să-ți duci la fel cărarea, viața întreagă să rămâie cu tristeți, cu bucurie, munții stei în locul lor, soarele tot călător, mângâierea pentru dor. Lumea trece, valuri, valuri, zbătându-se în drumul vieții ca orice apă între maluri, fără odihna bătrâneții. Trece lume, vine lume, scena e de mii de ani. Sunt popoare prea bogate și destule de golani. Stau și mă gândesc în mine ce prefaceri uriașe naște larga omenire, tot cu gânduri pătimașe, cu mințile tulburate. Fac războaie, vor măcel și toți strigă în gura mare că vor pace. Dar în ce fel? Inventează mii de arme cu puteri neînchipuite, chimice și subterane, tot pentru om pregătite. Ba ceva mai mult, acum pentru noi contemporanii, vrem în proprietate luna. Luna, s-o populăm cu golanii? Scrisoare către Dumnezeu. Doamne, fii-mi cu iertare că îndrăznesc astăzi să-ți scriu, riscând să fiu într-o eroare. Adresa clară nu ți-o știu. Nici codul sacru nu-l însemn, că nimeni nu-l știe. Prea mare-i cer împărătesc și-a vasta ta domnie. Iertare că te întreb, slăvite, le vezi pe toate câte sunt? Pământul geme în războaie și rugile se sting în vânt. Eu, pământeanul trecător, ca roua de pe iarbă, îți aduc laudă și flori, că mi-ai dat barbă albă, mi-ai pus și ochelari pe nas, toiac frumos în mână, s-a mai redus și al meu pas și tu se-a în piept răsună, ce mi-ai dat bun, tot ai luat, și toate pe vecie. Îți mulțumesc că le-am gustat zicându-ți slavă ție. Da, Doamne, da, Eva a greșit că ți-a furat din mere. Eu aș ierta-o, aș ierta-o negreșit că e o muiere. Sau pedepsește-o doar pe ea, nu tot ce ai făcut. Un măr e împărăția ta. O, Doamne, nu-i prea mult. De amar, sufletul meu l-a urât pe Dumnezeu, chiar de nu știu cum arată, nici la față, nici la faptă.
Lacrimi curg în boabe grele strecurate printre gene. Cu cât lacrimi curg mai multe, sufletul meu face cute. Viața trage spre mormânt, ca apele spre adânc. Bine ar fi de om pe lume să nu aibă rațiune, ca un pom, ori animal, piatră în râu sau mineral. O, Ioana, aceste cuvinte vor fi fost scrise acum un timp, un timp al inimii care a trecut, dar care este totodată bunicul tău. Da. Îți mulțumesc, Ioana Calotă, pentru că începem mișcător întâlnirea noastră. Și eu mulțumesc că sunt aici. Sunt deosebit de flatată și de încântată și mi se pare un prilej extraordinar pentru mine și sufletul meu, de fapt, pentru sufletul meu să se bucure de o întâlnire așa de prețioasă. Mulțumesc pentru toate interviurile superbe pe care le-ați luat de-a lungul timpului. Mărturisesc că știu superficial și promit să adâncesc această lipsă, nu lipsa de știință, să adâncesc cunoașterea despre dumneavoastră și despre interviurile minunate cu oamenii absolut importanți care au fost aici prezenți în platou. Mă bucur că și eu și bunicul meu suntem prezenți prin mine. Eu, deși sunt actriță, am citit foarte prost aceste poezii acum. Am fost foarte emoționată și cumva mă impresiona și pianul și emoția de început peste care trebuie să trec. Așa că sper ca gândurile lui să fie ajuns întrucâtva la telespectatori și să-mi fie scuzate bâlbele și lipsa de talent cu care am citit aceste poezii ale bunicului meu. Ca să primești, oferi. Nu cred că s-a mai întâmplat până acum, foarte rar, într-un debut de întâlnire în acest cadru, ca cineva să mulțumească așa cum ai făcut-o, oferind din sufletul tău și apoi să accepți ca să vă începem discuția noastră de la ce înseamnă un țăran cu 3 clase și gândurile sale care rezistă peste ani. Cred că metisul, combinația halucinantă uneori sunt ceea ce ne încurcă foarte mult în ultimii 10 de ani. Nu mai avem ideea grației lumii de la țară, cea adevărată. Încercând să-ți cunosc povestea, am văzut că vorbeai despre familia voastră, pe care o să sper să putem să o evocăm, ca despre o familie de țărani. Și acest cuvânt are prea multe conotații. Cum a fost, Ioana? În primul rând, bunicul tău, când a trăit? L-ai cunoscut? Sigur că l-am cunoscut. Da. Bunicul meu a fost un suflet luminos, un suflet care a ridicat și alte suflete. El, deși a avut doar 3 clase primare, el a fost și primar în sat, era un om la care veneau alți oameni să se sfătuiască, toți din sat veneau să ceară un sfat, avea o minte foarte limpede, un umor foarte foarte dur cumva. Să-i zicem numele. Ilie Calotă. Ilie Calotă. Era frumos ca un actor de la Hollywood. Îmbătrânise și avea părul alb, buclat. Foarte frumos. Foarte frumos păr avea. O statură impunătoare ca și a ta și ochii albaștri. Era toată limpezimea cerului în ochii lui. Am avut și o bunică, Maria Calotă, sunt părinții mamei mele, Floarea Calotă. O bunică, o femeie exact femeia de la țară, exact ca și Fefeleaga sau Vitoria Lipan, prototipul femeii de la țară, foarte serioasă, foarte muncitoare și fermă în tot ce făcea. Toate acțiunile dumneaei erau extraordinar de,
de clare, de concise, de ferme, și nu existau scăldări în mai multe ape. Adică nu exista, nu exista ceea ce la noi se poartă astăzi. Apele erau împărțite. Apele erau clare și limpezi, da, în, da, familie. Da. Bunicul se ocupa de partea poetică a vieții, avea o privire universală, avea o privire cumva panoramică. Se ridica deasupra satului, să zic așa, se ridica deasupra trăirii de zi cu zi, deasupra muncilor de zi cu zi. El asculta seara Europa Liberă, asta mi-aduc aminte, citea din Biblie spre sfârșitul vieții, a studiat Biblia cu creionul în mână. El, nefiind un om care să meargă la biserică, el spunea despre sine că a mers la biserică atunci când s-a născut, la botez, a mai fost odată când s-a însurat și sigur va mai merge odată. Asta îi spunea preotului care venea în sat va mai merge odată, sigur, atunci când va muri, când îi se va face slujba de înmormântare. Dumnezeu era prezent. Dumnezeu era prezent și în jurul lui. Da. Îi aducea slavă lui Dumnezeu prin toate faptele și prin toate gândurile pe care le avea. Este un om care a avut o viață grea, dar care s-a certat cu Dumnezeu, să spun, dar și l-a și iubit pe Dumnezeu foarte mult, toată viața. Iar spre sfârșitul vieții avea deja o înțelegere filozofică asupra lumii. Îmi pare foarte rău că nu am profitat de ultimele clipe sau ultimul an al dânsului pe pământ să fi notat câte ceva sau să fi vorbit. Era un om destul de tăcut. Nu vorbea foarte mult, dar avea niște gânduri și niște trăiri extraordinare. Eu știu, eu simt că l-ai notat în privirea ta și în chipul tău, în care văd limpezimea, da, văd limpezimea cerului bunicului tău. Regret, cuvintele nespuse, timpii pe care îi puteam avea împreună cu toți cei din familiile noastre. Fac un apel pentru cei care încă mai au bunici, încă se mai pot bucura, da, de tot ce înseamnă familia bogată, familia mare, să stea cât mai mult cu ei, chiar dacă nu vorbesc, să stea în preajma lor. Atingerea de care vorbeam când, da, ne machiam, da, este foarte importantă. Un suflet îl atingi nu numai vorbind sau râzând, sau un suflet îl atingi sau te poți lăsa atins de un suflet doar stând lângă acel suflet și fizicul, această pământ, această țărână din țărani din care ne tragem, este și el important. Este important să profităm cât suntem încă împreună pe pământ, să fim unii cu alții și chiar și fizic, adică este important să vorbim unii cu alții, să fim, și chiar dacă nu vorbim și nu ne găsim cuvintele, să fim, pur și simplu, să stăm alături. Să fim, da. Ne gândisem inițial a fi sau a nu fi la titlu și apoi am ales titlul a fost o glumă. Cărții celei de sus, da, care practic vorbește despre locul acesta numit pământ, rotund, în care ne întâlnim, nu pentru multă vreme. Și din... Este o școală grea, da, din punctul, da, meu de vedere. Este cea mai grea școală pe care ni se putea... Ce a fost cel mai greu? Dacă ar fi acum să povestești unui înger, cum e pământul? Și te întreabă, Ioana, ce ți s-a părut cel mai greu în anii pe care i-ai petrecut pe pământ și încă îi petreci? Să-mi depășesc fricile. Deci frica este... Cea mai mare frică? Care este? Singurătatea. Frica de singurătate. Singurătatea, dar înțeleasă ancestral, înțeleasă singurătatea ca frig, spaimă, tot ce înseamnă descrierea descrierea unui iad foarte înghețat și foarte... Singurătatea pe care o ai, o simți, numai când te desparți de Dumnezeu. Important este să fii cu Dumnezeu, indiferent cum îi spui lui Dumnezeu. Suntem oameni și suntem din religii diferite. Eu am o privire mai integrativă așa a universului. Eu n-am absolut nicio problemă. Important este să iubești și sigur Dumnezeu atunci se manifestă în tine. Adică accept toate religiile, sunt un pic mai ecumenică în gândire. Asta mă bucur că sunt așa. Cred că bunicul are legătură cu asta. Bunicul are legătură cu asta, da, care se ridica deasupra satului, se ridica, deasupra satului, ale lumilor și vedea că peste tot e același lucru. Da, vedea holistic, integrativ. Da, inima ne unește, cuvintele ne separă, granițele nu se văd din stația orbitală, sunt trasate numai de noi și precum toate conflictele.
Da, vă ziceam că frica cea mai mare este frica de singurătate și da, de abandon. Deci când tu l-abandonezi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu te abandonează niciodată, dar tu te simți foarte neînțeles și foarte părăsit. Cum arată Dumnezeu pentru tine? Știi, dacă ți-ar spune un copil, și asta este o imagine pentru mine puternică, am mai spus-o altă dată, Ioana, cum arată Dumnezeu? Arată-mi-L pe Dumnezeu. Dumnezeu este explicabil sau de atins în tot ce există frumos în jur și în tot ce îți încălzește inima. Dumnezeu este Iisus Hristos. Cred că cea mai frumoasă pildă care ni s-a putut oferi nouă ca oameni în ființarea noastră pe pământ, indiferent dacă credem sau nu în ghilimele în reîncarnare sau nici nu contează asta, este o pildă umană pe care Dumnezeu întrupat ne-a oferit-o prin Iisus Hristos. El a fost doar bucurie și iubire și iertare. S-a supărat pe farisei din templu care vindeau și făceau comerț în templu, dar tot dintr-o formă de iubire i-a pedepsit și le-a dărâmat, ce să zic eu... Precum bunicul se certa cu Dumnezeu. Precum bunicul... Nu poți te cerți decât cu cine iubești. Exact, și vrei să-L îndrepți. Uh-huh. Deci cea mai frumoasă pildă și cel mai frumoasă, cum arată Dumnezeu pentru mine, arată ca Iisus Hristos. Este frumos în toate. Și apoi iubire și frumusețe. Când spuneai lucrurile acestea, mă uitam în ochii tăi, la chipul tău și atunci am simțit că mi-ai răspuns la cerere, prin vocea acelui copil pe care îl evocam. Arată-mi-L pe Dumnezeu, îl văd acum și îți mulțumesc. Chiar ochii sunt fereastra sufletului nostru și important este să ne rugăm la Dumnezeu să avem privirea limpede și să vedem clar și să deosebim clar binele de rău și ce alegem să privim drept în față și ce alegem să nu privim drept în față, pentru că știu că suntem îndemnați să ne privim fricile în față, să ne privim anxietățile și toate neîmplinirile psihologice, psihiatrice sau denumiți-le cum vreți. Dar peste unele lucruri, o adâncă privire sau o privire obsedată asupra unui lucru poate chema acel lucru să se manifeste mai tare în viață. Deci este bine să ne îndreptăm privirea de la rău și să ne orientăm spre bine. Eu aș vrea să am o privire limpede și să mă orientez spre soare, spre lumină, spre pace, spre bucurie, spre copii cât mai mult, spre animale cât mai mult, spre privirea bătrânilor care au înțeles și care pleacă din viața asta cu împăcare și cu acceptare și să mă hrănesc și să mă uit mai puțin în ochii oamenilor răi, vindicativi, care fac asta pentru că sunt foarte răniți. De fapt, noi purtăm niște copii răniți în noi. Și important este să îi pansăm și să iubim pe acei copii răniți din noi. Asta este... Spuneai undeva că cu cât reușim să fim vulnerabili, cu atât putem să ne câștigăm inima. Să nu re... Și iată, da, cât de frumos, și îți mulțumesc pentru asta, m-ai mișcat, mișcându-ți inima, vorbind despre timpul scurt și despre faptul că am putea să ne privim precum icoane care au un timp al lor care se încheie și să ne putem mulțumi pentru ceea ce suntem aici și acum, nu acolo și atunci, da, pentru că acolo și atunci s-ar putea să fie prea târziu și inima să ne rămână goală. Important este să prețuim clipa asta prezentă despre care toată lumea vorbește acum, este o modă foarte binevenită, să prețuim clipa de aici și acum, pentru că cu gândul prea mult în trecut și cu părerile de rău chiar nu rezolvăm mare lucru, tot prin clipa prezentă ne putem salva și trecutul. Este o trăire la care am ajuns și mă bucur că am ajuns. Putem vindeca trecutul printr-o trăire mai adevărată în prezent sau printr-o trăire reală în prezent și iertând ceea ce ni s-a întâmplat sau ceea ce nu am reușit să facem sau am făcut prost noi înșine în trecutul nostru. Iar viitorul este tot parte a prezentului de acum.
Acest prezent este extraordinar de important și dacă beneficiem încă de prezențe fizice între noi, din familia noastră, din oameni pe care, dintre oameni pe care îi admirăm și de la care putem învăța iubirea și pacea interioară, e important să-i luăm în brațe și acum, aici, să ne hrănim cu ei și ei cu noi. Era să mă ridic și să te îmbrățișez ca în familie. Da. Și poate, dacă accepți în următoarele minute, o familie de artiști. Da, o familie și să de revenim artiști. Puțin la faptul că ești de buni ani în familia Notara. Da. Și că vezi teatrul ca pe o formă de educație, ca pe o parte care reflectă holografic întreaga viață. Exact. O cronică a vieții. Cronica a vieții. Este teatru. Familia de artiști. O să vedem acum imagini. Ce e cu acest spectacol? Este un spectacol extraordinar de vizual și de puternic emoțional. Este un spectacol care vorbește despre iubirea în familie și despre cum niciodată nu trebuie să ne lăsăm baltă unii pe alții și trebuie să acționăm ca o familie, fie că suntem rude de sânge, fie că suntem o familie în spirit. Marea familie pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ și nu numai, în tot universul acesta al nostru, în care El e Tatăl, nu știu de ce sunt atât de, cum să zic eu, ușor mistică, îmi cer scuze. Te rog, pentru că misticul este cel care are putere în cuvânt, pentru că simte, da, nu declară. E ca și cum mi-am dat drumul la o supapă din asta de care... Te rog, mistica Ioana, să îți permiți pentru noi tot să fii ceea ce ești. Aici puterea foarte mare este puterea tatălui în această familie de artiști despre care vorbim noi în piesă. Nu o să povestesc subiectul piesei pentru că vă așteptăm la Teatrul Notara să vedeți familia de artiști. Tatăl este plecat în altă lume, a murit, a rămas mama cu copiii ei. Mama este Florina Cercel. Puterea mamei, puterea pământului, puterea geii care ține pământ, tot. Mama pământ, luat așa într-un sens metaforic și puternic, care își ține copiii și îi readuce la matcă ca să moară împreună cumva. Și actul final al despărțirii de pământ să fie tot împreună, așa cum au venit prin ea, cu tot cu ea să plece. Este foarte este plină de sensuri această piesă. Noi am făcut-o într-un moment, pentru că nimic nu este întâmplător, când rămăsesem fără sediu. Este vorba despre pierderea casei. Casa. Ce poate fi mai dramatic în viața unui om decât să-și iardă casa, acoperișul de deasupra capului, biserica practic, identitatea, pentru că într-un fel casa îți dă identitatea ta de aparținător al locului, ai un rost, ai unde să te întorci seara acasă, unde să spui capul. Noi pierdeam sediul de la Notara, pentru un timp, slavă lui Dumnezeu, ne-am întors acasă și aceasta este o piesă despre care Alexander Hauswater, când a venit și a propus-o doamnei Marinela Țepuș, directoarea teatrului, să pună această piesă în scenă, noi nu știam că o să pățim acest lucru. S-a întâmplat absolut este incredibil. Noi ne pierdeam casa și puneam o piesă în condiții în care nu mai aveam casă, despre pierderea casei. Această familie de artiști este lăsată în stradă, trimisă în stradă, iar ea nu vrea să-și părăsească casa. Despre asta este vorba. Ai avut senzația în viața ta că lucrurile sunt interconectate și că sunt oglinzi ale întâmplării, precum în povestea cu pierderea casei. Îți vine în minte un moment cheie din viața ta? Toate momentele cheie în care a trebuit eu să schimb casa, să schimb domiciliul, sunt momente de creștere și de cutremur interior. Schimbarea casei, știu, la americani și peste tot în lume, unde copilul pleacă de vreme de acasă și schimbă locuințele pentru că stă în locații, deci stă cu chirie, nu mai este atât de... E un dat cultural, e un dat cultural și nu mai resimte atât de... Dar plecarea de acasă, de exemplu, plecarea mea de la Roșior de Vede, venirea în București... Ai plecat la... Vârsta de 12 ani. 12 ani. Da. 12 ani. Mai ții minte cum a fost plecarea?
Tu ți-ai dorit-o? A fost ca trebuie să fie. Multe lucruri sunt în viață pentru că... A trebuit să fie. O parte din tine privea către acasă, către roșiori. Alta privea... Eu încă mă visez la roșiori de vede. Deci casa mea se împarte în foarte multe locuri. Cumva mă raportez la căminul meu. Întâi acolo, pentru că acolo m-am născut. În acel apartament am trăit până la... Și am crescut până la vârsta de 12 ani ai mei și 8 ani ai fratelui meu. După aceea am venit în București, unde am schimbat niște case, fiecare cu povestea ei și fiecare cu istoricul, da, cu istoria de viață emoțională, că despre emoții vorbim aici, nu despre... emoțiile sunt cele care ne saltă și ne coboară și care ne fac sufletul, ne cresc sufletul. Adolescentă am venit în București. A fost foarte greu. Adolescența este perioada cea mai grea a vieții, cred. Casele interioare sunt destrămate pentru a se țese altele, cât de sigur greu? Sigur că da. Se intră pe sub pragul de la ușă, se intră prin horn, se intră prin... Adică adolescentul nu știe de ușa de la intrare aia oficială neapărat. El caută... ca și șoriceii sau gândacii sau nu știu, sau fluturii, de ce nu? Fluturii, să luăm și zona foarte frumoasă, dar adolescentul este chinuit și depinde foarte mult de părinți, cum își înțeleg adolescenții. Și cum sunt alături. Un părinte este părinte pentru copilul lui până moare, e adevărat, până moare el ca părinte în fizic, dar e adevărat și copilul pleacă de acasă când se însoară, se mărită sau, dar perioada de cei 7 ani de acasă și perioada adolescenței sunt două perioade foarte, foarte importante în viața unui om pe pământul ăsta. Poate cei 7 ani de acasă sunt cum sunt, într-adevăr, dau firul, dau logica emoțională a celui care va deveni, dar adolescența este fundamentală pentru toate cutremurile interioare care se petrec atunci în sufletelul acela. Ai la graniță. De când erai mică să faci teatru. Da. Și ai reușit să faci teatru. Da, și încă cum? Deși sunt un om extraordinar de emotiv și și de senzitiv și de receptiv și de mișcător. Cred că asta îmi dă și calitatea cea care e și sper să cresc în ea. Este și ce mă îngroapă și ce mă salvează. Emotivitatea. Și apoi toate felurile noastre de a învăța. De pildă, sunt multe efecte colaterale în viața noastră, da, care se pot lega de faptul că libidoul nostru este fluid. Da. Mai este alt montaj de secvențe cu o piesă din care efecte colaterale. Care ar fi tema aici vis-a-vis de viață și de tema fundamentală a acestei piese? Este o piesă atât de plină de sensuri, bineînțeles. Pentru mine, să o iau altfel și scuze pentru cum să zic eu, întreruperile de gând și de vorbă. Da, și eu te-am lăsat, cum să zic așa, da, în adolescență venind în București, o să reluăm. Da, da, da. Eu cred că este o piesă despre credință, această piesă. Nu numai despre credința în Dumnezeu, dar este o piesă despre a crede în ceva, până unde mergi cu credința ta. Este dincolo de a-ți înșela iubitul, iubita, soțul, soția și dincolo de micile amantlăcuri care se nasc pe... Deși ai zice că despre asta este vorba, despre cum... noi ne împrietenim mai mult decât e cazul cu prietenii noștri sau ne salvăm sau ne pierdem căsniciile pentru că suntem oameni, nu-i așa? Nu, este dincolo de asta. Este o piesă foarte profundă scrisă de Alex Popa, un foarte tânăr dramaturg și regizată de Vlad Zamfirescu. Este o piesă despre care n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre subiect. Eu joc, de exemplu, aș putea spune asta, joc o soție cu minte și atentă, care la un moment dat decide
decide, cum nu te aștepta ca o soție cu minte și atentă să decidă vreodată, dar ea o face. Trebuie să fim întotdeauna atenți la oamenii din jur. Nu înseamnă că dacă ei nu vorbesc și nu ripostează, nu simt. Asta apropo de personajul meu. Da. Este ca o cutie de rezonanță a unui instrument în care rezonează lucruri și până la urmă ea începe să cânte singură. Uh-huh. Iubirea unei soții, iubirile noastre, felul în care avem grijă de soțul. Trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă unii de alții, pentru că nimic nu este dat și gata. Tot timpul trebuie să avem grijă. Uh-huh. Adică e ca atunci când ai grijă să mănânci în fiecare zi, pentru că îți dai seama, corpul îți cere să te speli, să mănânci, să faci lucrurile astea primare. În așa fel trebuie să avem grijă și de relațiile dintre noi. Ele trebuie hrănite, spălate. Da. Mângâiate, întreținute. Nu sunt un dat, l-am dobândit, dar dimpotrivă, e ușor să dobândești, e greu să menții. Să menții, exact. Despre Ioana, asta e vorba și în piesă. Adolescentă venită în București, dorind să facă teatru, nu era simplu, nu? Da. Să mergi pe calea aceasta. Și apoi... Am vrut să fac filozofie la un moment dat. Mm-hmm. Mi-am dorit toată viața mea, să zic așa, teatru, să fiu actriță, dar mi-a plăcut foarte mult partea asta de gândire, un fel de filozofie mistică mi-ar fi plăcut să fac, ceva între teologie sau istoria religiilor, dar nu istorie, pentru că mințișoara mea nu este atât de organizată pe istoric vorbind. Deci am o înțelegere mai empatică, emoțională a lucrurilor, nu atât de structurată, de fundamentată informațional. La mine lucrurile se cam învălmășesc în funcție de stările de spirit și în funcție de emoții. Este o gândire cu inima mai mult decât cu capul, să zic, deși capul meu merge destul de mult. Îți vei fi coborât în mod fundamental, sper, mintea, inimă. Sper, asta ar fi, ăsta este idealul, ideal este, de viață. Este. Nu, ziceam doar că mi-ar fi plăcut un fel de istoria religiilor, dar să nu fiu nevoită să învăț strict ani și strict perioade și pentru că... Nu am răbdare pentru asta. Un fel de filozofie mistică a tuturor învățaților, înțelepților lumii, dacă i-aș fi putut cuprinde într-o universitate și să mi se predea mie acolo, aș fi fost cea mai fericită. Dar în același timp, șoricelul de bibliotecă nu se manifesta în mine decât în anumite perioade. Așa că vorbirea asta a actoriei și interacțiunea asta cu oamenii mi s-a părut mai potrivită. Ce a spus mama ta, Floarea Calotă? Da. Și acum înțelegem, evocându-ți bunicii, de ce un popor întreg o prețuiește pe mama ta, pentru că prin dânsa s-au transmis valorile fundamentale ale satului, ale bunicilor tăi, multă profunzime, mult sens acolo. Mama ta, deci, ce a spus? Mama mea și-a dorit să fie și ea actriță. Atunci e ca și cum a împlinit o parte din... Da, mama mea este foarte talentată, pluritalentată, cum a fost și tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească. Într-un om cu talent se întâlnesc mai multe arte, să spun. Amândoi se bucură ca și suflete de un sincretism așa frumos al artelor. Au mai multe talente în mai multe arte. Mama mea avea și are o voce prin care se putea exprima unic și irepetabil, scuzați pleonasmul, mai degrabă decât în actorie, unde, așa a fost drumul vieții ei. Mm-hmm. Mai bine vorbește cu vocea și cu cântecele pe care le simte atât de frumos decât în orice altă formă a celorlalte arte sau le îmbină pur și simplu în cântecele pe care le interpretează, pentru că ea le interpretează de fapt ca o actriță, mai mult decât un cântăreț. Adică ea este chiar o interpretă în sensul bun al cuvântului și larg. Și apoi tata.
De prea puțină vreme pe pământ. Da, tatăl meu a avut o istorie scurtă pe pământ, doar 51 de ani. O istorie plină de evenimente. Este acel copil de țăran pornit chiar de sculț de acasă. Chiar a mers kilometri întregi pe jos să ajungă la școală, apoi la liceu de arte din Craiova, apoi la facultatea de arte, deci de arte plastice. A fost și scriitor, și pictor, și poet. A fost un om autodidact, singur, și-a dobândit singur și cu multă perseverență și cu multă, multă atenție, răbdare și concentrare. Un om extraordinar de concentrat. Concentrat. Foarte concentrat. Adică foarte și concentrat, centrat. Și centrat și concentrat. Da, da. Este, a fost este un spirit care a știut ce vrea să obțină de la informațional vorbind și un om care și-a manifestat talentul divers, scriind, compunând, pictând biserici. L-a iubit și el pe Dumnezeu în felul lui, într-un fel intim. A avut, cum să spun eu, canalul lui cu Dumnezeu. Nu însemna neapărat că merge la biserică sau că era un practicant. Din păcate, nu este un atu ăsta, el avea conversațiile lui cu Dumnezeu când îl picta în biserică. Conversațiile lui Dumnezeu, da, da, e momentul. Este extraordinar că s-a nimerit așa. Donald Walsh, mai fericit decât Dumnezeu. E dificil să ne imaginăm cum putem fi mai fericiți decât totalitatea fericirii și cu toate acestea, în energia ta, Ioana, simt conversația ta permanentă cu Dumnezeu. Aș vrea, mulțumesc eu, sincer, că te-am întâlnit din partea editurii For You pentru tine. Știu că îți place chiar tot ceea ce a publicat, ceea ce au publicat. Foarte mult îmi place și mulțumesc acestei edituri pentru că mi-a deschis nu numai capul, mi-a deschis inima, sufletul, înțelegerea. Este o editură foarte importantă în viața mea. Și mai sunt și alte edituri, într-adevăr, care publică cărți spirituale, dar această editură și plus de asta îmi place porumbelul acesta, Duhul Sfânt. Da, îmi place sigla foarte tare. Da. Apropo de aripi, apropo de ceea ce este în registru celest, ai adus o carte sub cartea bunicului, era cartea tatălui. Da. Cum simți acum scrierile tatălui? Cum ți se par? Cum arată tata pentru tine aici acum? În primul rând, tatăl meu, e adevărat, pot fi caz de analizat, cum să zic eu, la facultate de psihologie sau nu-mi pasă. Fratele tău, psihologul, pictor de biserici, exact. Este cumva pe urmele tatei, da. Un pluri-trans interdisciplinar și creator. Da, deci hai să vedem. Ioana, fratele meu ajunge și el să picteze biserici ca și tata și sunt psiholog foarte mândră. Fiind, da. Sunt foarte mândră de el și de destinul și de calea pe care și-a ales-o. Pentru că, într-adevăr, avem liber arbitru și chiar ni se dau o grămadă de bogății. Dacă nu le accesăm, dacă nu avem grijă de ele, ele se pot pierde, talanții aceia de la Dumnezeu. Da, da. Pe tata îl simt mult mai prezent de când nu mai e fizic. Și asta și pentru că m-am maturizat forțat odată cu plecarea lui din planul fizic. Tatăl meu este cu mine mai mult decât îmi imaginez eu sau îmi imaginam eu că ar putea fi. Important este să fie toți oamenii plecați, oamenii dragi plecați dintre noi, să fie cât mai despomeniți și cât mai des să li se aprinde lumina. Chiar cred că lumânarea este cel mai frumos dar pe care îl avem și pe care îl putem oferi celor plecați. Lumina lumânării este
mistică, fantastică, este acel canal, acea cum să zic eu, crăpătură fantastică care se petrece între voalul ăsta al iluziilor în care suntem și lumea de dincolo. Avem în studio un înger și trei lumânări. Da. Și fie să, ca tata, cuvântul tatei, să fie prezent. Da. Măcar puțin. Să fie prezent, da. Am deschis la o poezie care se numește Bătrâna și unde este vorba despre bătrâna țărancă. O să o citesc pe aceasta, deși există foarte multe poezii care ar merita citite din acest volum al tatălui meu. Înmormântați-o pe bătrâna țărancă, așa cum se cuvine. Duceți-o cu cinste și nu uitați ce-a fost. Spoiți groapa în var și căptușiți-o cu ceară de albine. Apoi lăsați pământul să-i lucreze, micul adăpost. Puneți-i florile pădurii și câmpiilor în car. O viață le-am frumusețat pe toate cu sudoarea ei. Lăsați să plângă plugul pe drumul său stelar. Carul să-i fie tras de cârtițe și miei. Țineți-i floarea soarelui în loc de lumânare. Înlocuiți-i fumul de tămâie cu cel de bălegar uscat. Lumina ei va fi țărâna, ca o taină mare. De spiritele rele o va feri doar stâlpul îndoliat. Și semănați-i pe mormânt porumb, fasole, grâu, să le audă foșnind, să plece să muncească. La cap, săpați-i șanțuri pentru ploaie. Va crede că își spală păturile în râu. Zăpada pe cocenii galbeni să-i fie scoarță dură, țărănească. Înmormântați-o seara, când nu mai vede cum să-și țină sapa în mână. Și pașii tac prin neagra mătasă. Ea este pentru totdeauna singura stăpână a lutului în care se întoarce acasă. Aș vrea să vă mai citesc o poezie. Și din păcate, trei lumânări, trei lumini și trei minute din emisiune. Da. Îți propun să încheiem în felul acesta. Îți mulțumesc acum, Ioana, și pentru bucuria din ochii tăi, pentru ființa ta, pentru roșiorii de vede, roșie și te văd. Și să ai asta nu m-am gândit. Viață și cu bucurie și cu lumină, cu îngeri întotdeauna. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Mai citesc o poezie? Sigur. Încheiem în felul acesta, în ultimele 2 minute și jumătate. Mulțumesc. Spiritul lui Sprințar, de Nicolae Lupu. Bea, spiritule, și mănâncă pe săturate, ca la o pomană unde pe gratis ai de toate. Încă și foamea ta un orizont emană. Mănâncă, spiritule, bea din toate, și apă moartă ai și apă vie ai. Acum când gura ți-e un rug pe roate, acum când nimeni cine ești nu știe. Mănâncă, bea, de peste tot s-o iei când nu mai poți și vrei să mori de silă și vrei să mori de foame printre ei, pierduții în reținere umilă. Nimic nu-i interzis, nimic nu are prețul lipit de carne și de sânge. Înfulecă și soarbe din pahare, răsfață-te când pielea ta te strânge, distrează-te când tot belșugul plânge. Ia totul când și în somn ți se oferă, ia totul până nu ești băut tu însuți și mâncat, până n-ajungi pomană furajeră în ieslea ta și în setea ta încurcat. Începi cu mine și termin cu mine, ca un protest pentru necunoscut, fără să știi de frică și rușine, întărâtat de scâncetul meu, mut. Numai și numai prietenul meu, cu pasul melancolic, derbedeu, îmi traversează strada. Intră în mine și fața sa miroase a rău și a bine. Numai și numai prietenul meu îmi sună la intrare cu sfială, greu, iar trupul său târăște un mal de eleșteu ce traversează strada și fumegă mereu.
prietenul meu, bunul meu, adus de un fel de pești cu buzele pe sus. Mi-era urât, mi-era chiar dor de tine și ochii te strivesc ca două ciuturi pline. El intră în casă, bâșbâie prin casă, trece prin carnea mea, cu ploapele mă apasă, se rătăcește întrânsa și apoi pleacă, lăsându-și lângă scaun umbra întreagă. De o viață încerc și nu pot să-l alung, o parte-i câteodată, râde ciung, de multe ori e mare pentru un trup de om. Aduce a nemurire, a candelă, a rom. Prietene, mai stai la casa ta, vreau să trăiesc, să îmbătrânesc, să mor ca orice om și nu-mi e prea ușor. Sunt de făcut atâtea pe pământ și mă trezesc cu tine, în perna mea, plângând.